Fostul mare jucător al Stelei, Adrian Bumbescu, a împlinit astăzi 60 de ani. Legenda echipei din Ghenci a avut parte de o surpriză din partea juniorilor pe care îi antrenează în timp ce acorda un interviu pentru Steaua TV. Iar fostul coleg din defensivă, Ștefan Iovani, a dăruit un tricou care celebrează aniversarea a 6 decenii. Cum vă simțiți la 60 de ani? Mă simt tânăr, mai ales că fac și mișcare aproape zilnic cu băieții și nu cred că fac această vârstă. Este... Băi, ce-i asta? A fost o farsă. Vedeți voi la întreabă, mi-ați făcut-o. Fundașul de fier, care a ridicat deasupra capului Cupa Campionilor Europene în 1986, a primit mesaje de felicitare și din partea foștilor și actualilor colegi de la Steaua. Cu ocazia împlinirii a 60 de ani, multă, multă sănătate, putere de muncă și încă o dată vă spun un coleg deosebit. De o viață, o să spun de o viață, dar am avut și jucători, l-am avut, am jucat și unul împotriva celuilalt, pe când era pe la Olt, pe la Dinamo, la un mare fotbalist, un mare suflet, luptător. Un sincer la mulți ani și multă sănătate dânsului și întregii familii. Ștefan Iovan ne-a mărturisit și câteva amănunte picante din perioada în care cei doi împărțeau camera din cantonamentul Stelei. Dacă e așa să-l fac de râs acum de ziua lui, venea cu șosetele de plastic și cam miroseau și aruncam pe geam șosetele. Adrian Bumbescu este unul dintre puținii fotbaliști români care au câștigat campionatul cu trei echipe diferite, Craiova, Dinamo și Steaua. Ce ați mai dori să vi se împlinească? Vreau ca jucătorii care îi pregătesc să ajungă la echipa mare cât mai mulți și vreau de la an la an să dăm cât mai mulți juniori către echipa mare și să promovăm an de an. Să fie un fel de Nottingham Forest. Pentru echipa națională a României, cel poreclit colonelul a strâns 15 prezențe.